Nu suntem perfecți pentru că mai avem de lucru în ceea ce privește transparența activității serviciului. Și nu suntem perfecți pentru că, am că nu am atins maximul în gestionarea resurselor. Toate acestea le-am făcut într-un mediu de securitate extrem de complicat, cu un cadru legislativ inadecvat și în continuă schimbare. Prioritatea noastră este siguranța cetățenilor. Pentru că terorismul, corupția, Crima organizată și agresiunile cibernetice îi vizează astăzi în mod direct. Deciziile recente nu au un impact major în intelligence. Ne-a fost încredințată o misiune pe care am îndeplinit-o cu succes și cu eforturi considerabile. Spre exemplu, volumul de prelucrare a datelor din capacitățile tehnice era de trei ori mai mare decât nivelul optim. Abia acum ne îndreptăm spre normalitate.